În seara aceasta aș vrea să vă rog să deschideți Biblia cu mine la Psalmul 77. Nu o să vă ridic în picioare, o să citesc eu primele 12 versete, dar Psalmul acesta are 20 de versete și vom face referințe la versetele din acest Psalm destul de des. Pentru că subiectul acestui Psalm, un Psalm al lui Asaf, este de fapt depresia, cauzele și vindecarea ei. Este un om al lui Dumnezeu care este confruntat cu depresie în psalmul ăsta. Avem un psalmist în depresie și să învățăm de la el cum să ne purtăm atunci când vom trece la rândul nostru prin depresie. Haideți să citim primele 12 versete. Strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. În ziua necazului meu caut pe Domnul, noaptea mâinile îmi stau întinse fără curmare, sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem, mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Tu îmi ții pleoapele deschise și de mult ce mă frământ nu pot vorbi. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară, mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntru inimii mele, încade Duhul pe gânduri și zic, va lepăda Domnul pentru totdeauna, nu va mai fi El binevoitor? S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu să aibă milă? Și-a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui preasfânt nu mai este aceeași. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară, da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Amin. Spuneam că fiecare dintre noi vom experimenta unii de mai multe ori în viață o stare de depresie. Nu vreau să intru în termen medical, nu vreau să vă obosesc cu chestiunea asta, dar vreau să vă spun că este starea aceea despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu și o numește mâhnirea Duhului, este Duhul mâhnit. Se spune că depresia, de fapt, este o reacție a organismului nostru la presiunile vieții. Și reacțiile acestea sunt mai puternice sau mai slabe în funcție de natura noastră, de predispozițiile care noi le avem. Dar depresia ne afectează aproape pe toți. Aș putea să vă întreb în această seară dacă știți din Scriptură ceva oameni care au trecut prin depresie. Haideți! Ilie, ia, asta am studiat nu de mult, nu vrea să moară, nu? După ce a avut un succes extraordinar pe Carmel, nu? A coborât foc din cer și vrea să moară. Altcineva? Moise, yes, a fost Iov. Nu. Aproape toți oamenii lui Dumnezeu din Biblie, dacă până și Apostolul Pavel a trecut prin stări depresive. David de mai multe ori. Cu cât ești mai sensibil, se pare că mai des treci prin asemenea stări. Haideți să vedem că depresia aceasta ne afectează în cel puțin patru moduri, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, ne copleșește spiritul. În psalmul pe care l-am citit, la versetul 3, Cuvântul lui Dumnezeu spune, mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem, mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Mi se mâhnește Duhul. Spuneam înainte că e o bună definiție a depresiei, tocmai această mâhnire a Duhului, această întristare a Spiritului. În limba ebraică, expresia aceasta spune, Spiritul meu, Duhul meu îmi este copleșit.
Sunt așa niște poveri care apasă pe sufletul meu că mă simt strivit de ele. Duhul omului se simte înfrânt, se simte abandonat, se simte copleșit de poverile acestea care au năvălit dintr-o dată peste el. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește sufletul. Cum se poate să te gândești la Dumnezeu și să ți se mâhnească sufletul? Vom vedea imediat, pentru că alt mod de a te afecta depresia este că îți stârnește amintirile. În versetul 6, psalmistul spunea: mă gândesc la cântările mele noaptea. Cuget adânc înăuntru inimii mele, încade Duhul pe gânduri. În nopțile acelea neadormit, de nedormite, că nu poți să dormi, nu poți să închizi ochii, îți aduci aminte de vremurile acelea bune, de nopțile acelea când cântai de unul singur cântările lui Dumnezeu. Îți aduci aminte de vremurile acelea bune, de cântările mele noaptea, cântările care le cântai noaptea. Când cânți noaptea, cânți să te audă numai Dumnezeu, când nimeni nu te mai aude. Și este un moment foarte special pentru spiritualitatea omului când poți să cânți noaptea. E extraordinară. La Radio Moody era o emisiune pe care o ascultam întotdeauna așa pe la miezul nopții. Songs in the Night. Cântări în noapte. Era o emisiune extraordinară de frumoasă despre cântările acelea pe care ți le cântă sufletul noaptea. Atunci îți aduci aminte de serile acelea când stăteai probabil în fața casei sau pe prisma casei undeva la țară, auzeai numai greierii cum cântă și lăudai pe Dumnezeu și îți înălțai sufletul la Dumnezeu prin cântările acelea de noapte. Cuget adânc înăuntrul meu, îmi cade Duhul pe gânduri. Psalmistul își aduce aminte de vremurile când cânta până și noaptea. Compara trecutul cu prezentul, duce dorul acelor zile extraordinare de altă dată. Zilele acestea am scris ceva și mi-am adus aminte că primele cântări pe care le-am învățat au fost de la bunica mea. Erau serile acelea lungi de iarnă, se făcea întuneric foarte repede, se aprindea lampa și bunica se punea mai aproape de lampă, deschidea cartea de cântări și zicea: Petre, hai să cântăm ceva. Și îmi plăcea să cânt cu bunica. Și așa am învățat primele cântări de la bunica. Știți că și acum, după atâția ani, îmi sună în suflet cântările acelea de atunci? E bine, în timpul acesta de depresie, acest spirit copleșit de mâhnirea Duhului, îți aduce aminte de cântările acelea de noapte. Te copleșesc amintirile trecutului. Chiar amintirile timpurilor bune îți fac viața parcă mai mizerabilă. Te simți mai rău acum la depresie când îți aduce aminte de vremurile acelea bune. În al treilea rând, depresia îți fură somnul. Tu îmi ții pleoapele deschise, spune versetul numărul 4. Depresia este mai insuportabilă noaptea decât ziua. Nu vi se pare, vă aduceți aminte de că aveți vreun necaz, mergeți la culcare și nu puteți dormi, pentru că necazul acela parcă noaptea crește, e mai mare, e mai complicat. Viața devine mai complicată noaptea, în singurătatea nopții. În al patrulea rând, depresia ne amuțește gura. Versetul numărul 4. De mult ce mă frământ, nu pot vorbi. Nu mai pot vorbi. Nu ai chef de vorbă, taci. Este o muțenie ciudată. Sunt două motive ale muțeniei noastre. Preocuparea pe care o avem, concentrarea asupra problemei în care am căzut, care a venit peste noi. Ni se pare așa de complicată viața, atât de grea. Dar nu putem vorbi și din pricina depresiei în care am căzut. Nu,
nu ne putem detașa ușor de preocupările noastre și mai ales refuzăm orice dialog cu oricine. Ni se pare că nimeni nu ne poate ajuta, nimeni nu ne poate înțelege. Cele mai multe cauze ale depresiei le putem enumera, le putem găsi chiar aici în psalm. În primul rând, o vedere a vieții pesimistă și morbidă. Versetul numărul 2. În ziua necazului meu caut pe Domnul noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare. Sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. Știți că sunt oameni care au o predilecție pentru pesimism, nu? Unii așa de tare se bucură și de bolile lor, că povestesc tot timpul, parcă e ceva extraordinar de important și interesant să-și povestească bolile de care suferă. Parcă se bucură de ele. Oamenii aceia care văd paharul pe jumătate gol. Nu? Am auzit pe cineva care a zis, domnule, dacă ai obiceiul să vezi paharul pe jumătate gol, nu, nu încerca să schimbi să-l vezi pe jumătate plin. Nu? Toarnă tot într-un par mai mic. Și atunci ai plin tot timpul. Să găsești soluții la chestiile astea, nu? Toarnă totul într-un par mai mic. Creștinul ar trebui să-și cultive un optimism sănătos, bazat pe credința în Dumnezeu și nu pe realitățile vieții cu care el se confruntă. Ar trebui să refuzăm, să ne concentrăm asupra părții întunecate a lucrurilor, nu? Eu cred că în calitate de copii al lui Dumnezeu, n-ar trebui să fim pesimiști absolut deloc. Dumnezeu conduce lumea. E adevărat că dacă deschidem televizorul și ne uităm la toate știrile, nu? Una e mai trăznită ca alta. Să nu mai vorbesc că dacă acum vă uitați mai mult pe canale românești, românii sunt mai bolnavi cu știrile rele. Aproape tot la 2-3 zile vine un meteorit. Mare, nu știu cât e de mare, o să ne lovească, vineri, zice că vine unul acum, are vreo 300 de fiți. Nu? E mare ăsta, domnule, vreo 100 de metri. Un bolovan destul de serios, nu? Tot timpul apar vești de genul ăsta, nu? Să nu mai vorbesc de amenințările cu bombele nucleare ale rușilor, cu toate știrile astea care vin, nu? Să nu mai vorbim de politicienii noștri care creează tot timpul acest suspans de știri. Și dacă le iei toate la suflet și începi să le crezi, intri în disperare totală. Am o rudă undeva care, acum cred că am mai învățat ceva engleză, dar la început era dezastru. Nu înțelegea bine ce spuneau ăștia la televizor și interpreta ce îi trecea lui prin cap și mă suna, Petre, știi ce se întâmplă, mă? Uite ce vine acum. Tot timpul venea o mare nenorocire, dar era din mintea lui care nu înțelegea engleză și care reinterpreta știrile după el. Creștinul ar trebui să aibă încredere în Dumnezeu. El conduce lumea. Lucrurile se vor termina bine cu noi. Ascultați-mă. În al doilea rând, o altă cauză este o conștiință care te acuză. O conștiință care acuză mereu. La versetul 3, psalmistul spunea, mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem, mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. În depresie, el își aduce aminte de Dumnezeu și începe să se tulbure. Probabil că conștiința sa nu este curată. Are nevoie de un cuget curat. De aceea mă silesc, spune Apostolul Pavel în în Faptele Apostolilor 24 cu 16, mă silesc ca întotdeauna să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Mă silesc să am permanent un cuget curat. Dacă n-ai un cuget curat,
ai un cuget vinovat de ceva și vinovăția aceea îți sporește depresia, îți declanșează depresia. Dacă este ceva între tine și Dumnezeu, depresia ta se va declanșa. Este ceva între mine și Dumnezeu. Sunt neascultător în vreun domeniu? E o problemă în viața mea? Respect întru totul legile lui Dumnezeu? Apostolul Pavel în Efeseni 4:30 spune așa: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Când îl întristezi pe Duhul Sfânt, îți pregătești practic calea spre depresie. Ceea ce declanșează și întreține depresia în viața omului, în al treilea rând, este un spirit cârtitor, nemulțumirea. În Psalmul 77, versetul 3, zice: mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Cârtesc, murmur, sunt nemulțumit de ceea ce se întâmplă în viața mea. Persoanele care cârtesc mereu, care sunt mereu nemulțumite, sunt predispuse depresiei. Oamenii nemulțumiți sunt mult mai predispuși depresiei. În al patrulea rând, prea multă introspecție nesănătoasă. Versetul 6 spune: cuget adânc în lăuntrul inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri. Trebuie să fim siguri că depresia nu este cauzată de păcat. Să ne cercetăm viața și căile noastre. În plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 40, se spune: să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Dacă este ceva în viața noastră, un păcat, așa, vom fi predispuși mai repede spre depresie, dar și o introspecție din asta nesănătoasă, tot timpul cauți ceva rele, nu, prin adâncul inimii tale, și să știți că veți găsi oricând. Psalmistul, în Psalmul 139, spune: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe calea cea rea și du-mă pe calea veșniciei. Practic, spunea psalmistul, și dacă mă uit la viața mea, nu sunt capabil să stabilesc eu ce este bine și ce este rău, dacă sunt sau nu sunt pe calea cea bună. Ajută-mă Tu, Doamne, să ajung pe calea cea bună. Cred că ar trebui să evităm cu orice preț plonjonul acela în adâncul nostru, într-o introspecție care nu-i sănătoasă, nespirituală, morbidă, care nu vede și nu caută nimica bun, caută numai ceea ce este rău. Privirea care trebuie să ne cultivăm este o privire în sus, nu în jos. Să ne uităm ținte la căpetenia desăvârșirii credinței noastre, la Iisus, și atunci vom fi inspirați de El, de modelul Lui, să trăim o viață frumoasă. Dacă ați înviat împreună cu Hristos și umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, spunea Pavel în Coloseni 3:1-2. Nu este deloc sănătos pentru un creștin, nu, să fie preocupat, bolnav preocupat, nu, pentru această analiză interioară exagerată, nu? Nu o să găsim nimic bun în noi. Soluția oricum nu era la noi. Mântuirea nu vine de la noi. Vine de la Dumnezeu. Și ar trebui să ne concentrăm spre El, nu spre noi. Cugetarea aceasta adâncă în lăuntru inimii mele te duce să-ți cadă Duhul pe gânduri, cum spune psalmistul. Apoi, ultima cauză, să zic așa, a depresiei este că Dumnezeu este lăsat afară din această cercetare a noastră. În psalmul acesta, versetul 7 și 9, sunt o serie de întrebări. Va lepăda Domnul pentru totdeauna?
mă uit la mine, nu mai găsesc nimic bun. Cântările acelea sunt numai niște amintiri. Nu mai pot dormi noaptea. Nu mă mai pot gândi la nimic serios. Nu am chef să mai vorbesc cu nimeni nimica. Sunt complet în disperare. Dumnezeu nu o să mai fie binevoitor? Și-a întors Dumnezeu spatele? S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie și a epuizat Dumnezeu resursele de bunătate față de noi? S-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu să aibă milă? Și a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? Acestea sunt întrebările unui om care a căzut în depresie foarte adânc. Dacă îl lași pe Dumnezeu afară din cercetarea de sine, toate aceste întrebări sunt absolut devastatoare. Te simți singur, te simți abandonat. Haideți să găsim tot în acest psalm și cura pentru depresie și vindecarea de depresie, pentru că o găsim tot aici la același om. În primul rând ar trebui să facem ceva în viața noastră să prevenim depresia, să nu ajungem în depresie. Cu mai mulți ani în urmă am trecut ca și familie pentru o perioadă din aceasta de depresie foarte majoră. Primul lucru care te sfătuiesc oamenii atunci să te duci la doctori. Și atunci noi ne-am încăpățânat, așa ca român, și am zis, doctorul nostru este Dumnezeu. Domnul ne poate vindeca de lucrul ăsta. Depresia în care suntem, o poate vindeca Domnul. Și am încercat să ne o rezolvăm fără medicamente și am rezolvat-o cu rugăciune, cu post, cu credință în Dumnezeu. Și lucrurile astea se pot rezolva foarte ușor. Ca să previi depresia, încearcă să duci o viață obișnuită, sănătoasă și în luptă cu păcatul. Permanentă luptă cu păcatul. Elimină-l cât poți. Din gânduri, din atitudini, din vorbe, din, eu știu, din sentimentele tale. Alungă păcatul pe orice cale. Ai grijă să dormi suficient și să te relaxezi și să faci exerciții. Mulți dintre noi cădem în depresie pentru că nu ne odihnim suficient. E nevoie să ne odihnim suficient. Dumnezeu ne-a creat să ne odihnim. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, eu când eram tânăr, eram supărat că trebuie să fac două lucruri care nu le vedeam rostul. De ce trebuie să mănânci? Și voiam să nu mănânc. Și să nu, de ce trebuie să dormi? Și încercam să dorm cât mai puțin posibil. Să nu mănânci și să nu dormi. Asta e garantat intri în depresie. Și poate nu numai în depresie, dar și alte boli. Mănâncă echilibrat, ia aer curat și distrează-te sănătos. Menține-te ocupat, muncește mult, ai un hobby dacă n-ai ceva altceva de făcut. Caută să duci o viață cumpătată pentru gloria lui Dumnezeu. Renunță la o serie de lucruri care nu sunt așa bune, nu? Ai putea să sari peste ele. Eu mă laud de multe ori că singurul sport pe care îl fac mai sar peste câte o masă. Asta e singurul sport care îl mai fac la vârsta asta. Dar asta face parte din cumpătare. Săritul peste câte o masă e foarte folositor. Cultivă un optimism sănătos. Cultivă-ți simțul umorului. Ok? Când ai râs ultima dată așa cu lacrimi? Gândește-te bine, s-ar putea să fi trecut luni de zile că n-ai râs niciodată sănătos. Okay? Și asta nu-i rău, nu-i bun. Nu-i bine deloc. Ar trebui să și râzi. Că dacă v-aș întreba când ați plâns ultima dată, mulți dintre noi avem amintiri foarte clare cu plânsul. Dar ar trebui să și râdem, să cultivăm un simț sănătos al umorului. Admite și mărturisește starea de depresie imediat.
În versetul 10, atunci îmi zic, ce mă face să sufăr este că dreapta celui înalt, celui preanalt nu mai este aceeași. Asta este concluzia unui om disperat, să știți că Dumnezeu este același și El nu și-a schimbat puterea, mâna dreaptă niciodată, El este aceeași, puterea Lui este aceeași. Dar tu o percepi greșit la ora actuală și ar trebui să mărturisești păcatul ăsta. Depresia nu este un păcat, deși a sta mai multă vreme în starea asta de depresie va duce la păcat. Depresia este o slăbiciune, nu putem continua să pretindem că ea nu există. Nu există. Într-o zi te va acopleși. Atunci când vine în viața noastră, admite-o, recunoaște-o. Iată ce spune Apostolul Pavel despre sine. În 2 Corinteni 7:5, căci după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjit în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri, frică. Gândiți-vă, este o stare depresivă formidabilă. Și Apostolul Pavel nu se rușinează să admită această slăbiciune. Noi vrem să arătăm foarte bine și grozav, pe noi nu ne afectează nimic, suntem de oțel, de granit. Nu este deloc adevărat. Caută-L pe Domnul pe căile sfinte pe care le cunoști de multă vreme. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru, spune versetul 13. Caută-L pe Domnul în rugăciune. În rugăciunea aia singură din cămăruță. Nu în rugăciunea aceea în public să vadă toți frații ce spiritual ești tu și că tu n-ai niciun fel de probleme, nu? Noi de foarte multe ori ar trebui să fim foarte atenți în rugăciunile noastre publice cui ne rugăm. Că s-ar putea să nu ne rugăm Domnului și s-ar putea să ne rugăm să ne audă frații, să ne audă alții. Când eram tânăr, am fost odată la o biserică baptistă din Pâncota, unde se mutaseră părinții mei și știți cum se rugau frații baptiști pe rând, așa. A ajuns să se roage unul care ne-a strânit hohote de râs întreaga biserică. O figură de foarte afectată, zice, Doamne, vine Satana la mine și zice, ce te rogi tu atâta că doar nu ești tu papa de la Roma. Deci, acum, el nu-L informa pe Dumnezeu că vine diavolul la el cu o asemenea frază, ci ne-a informat pe noi, ce om al rugăciunii, că până și Satana e deranjat de rugăciunile lui care le face, nu? Ar trebui să fim atenți. În rugăciunea aceea din cămăruță, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău care este ascuns și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Matei 6:6. Și în rugăciune împreună cu frații, caută-L pe Domnul, Fapte 12:5. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Petru este în temniță și cred că era în depresie, nu? Și biserica se ruga lui Dumnezeu pentru eliberarea lui Petru. În același psalm, versetul 19, omului Dumnezeu, Asaf, spune, ți-ai croit drum prin mare, o cărare prin apele cele mari și nu ți s-a cunoscut urmele. Dintr-o dată își dă seama care de-a face cu un Dumnezeu al minunilor, care vine chiar prin furtună și prin apele cele mari la el. Și un alt sfat foarte bun în cum să scapi de depresie, încurajează-te în Domnul de unul singur, dacă nu sunt alții să te încurajeze. Încurajează-te de unul singur. Iată ce spune acest lași psalmist în versetele 11 și 12. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, că și mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară, da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate izbăvirile tale.
Mă voi uita în Scriptură, voi studia tot ce ai făcut în Scriptură, mă voi încuraja din exemplele pe care le citesc în Sfânta Scriptură. Mă voi uita la ceea ce ai făcut tu, la istorie. Trebuie să vedem ce a făcut David când a căzut în depresie. Vă dați seama, David vine dintr-o escapadă de-a lui, de luptă împreună cu oamenii lui și descopere că dușmanii i-au luat tot, averile, nevestele, copiii, tot. A rămas singur. David a fost la mare strâmtorare. 1 Samuel, capitolul 30, versetul 6, căci poporul voia să-l ucidă cu pietre. Pentru că toți erau amărâți în suflete, fiecare din pricina fiilor și fetelor lor. Și ascultați fraza aceasta care este absolut unică. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Vine o vreme că nu te mai poți sprijini pe nimeni. Okay? Frații și-au întors spatele, căutau bolovani cu care să dea după el, nu? Și atunci nu mai rămâne decât Dumnezeu. Și trebuie să te încurajezi în El, de unul singur, să te sprijinești pe El. În Psalmul 34, primele patru versete, cuvântul lui Dumnezeu este extraordinar. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple față de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Acestea sunt cuvintele unui biruitor, unui om care s-a încrezut în Dumnezeu în vremuri din acestea așa de grele. Și apoi probabil ar trebui, după orice victorie, să mărturisești altora ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. În momentul în care mărturisești altora, îi încurajezi și pe ceilalți și îți întărești și mai mult credința pe care o ai. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale, spune versetul 12 din același psalm, voi vorbi despre ele, voi povesti altora, voi depune mărturie, voi declara victorie. Și curând depresia va fi de domeniul trecutului. Haideți să încheiem seara aceasta cu o rugăciune și să ne rugăm Domnului pentru cei care trec prin momente de depresie. Domnul să-i încurajeze, să le vorbească, să-i ridice și să ne dea și nouă înțelepciune, să știm ce să facem atunci când va bate și la ușa noastră. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm.